Astăzi vă voi prezenta arbore de interval. Un arbore de interval este un arbore binar echilibrat. Binar înseamnă că fiecare nod are doi fii, iar echilibrat înseamnă că diferența absolută între adâncimea subarborului stâng și a subarborului drept va fi cel mult 1. Fiecare nod din arbore de interval va avea asociat o structură auxiliară, adică anumite informații. În construcția unui arbore de intervale se utilizează recursivitatea. Pentru a construi un arbore de intervale pe intervalul de la stânga la dreapta, intervalul donat, adică stânga aici de dreapta, vom proceda recursiv azi. Avem două cazuri. În momentul în care stânga va fi egală cu dreapta, intervalul se va reduce la un singur element. Se va numi interval elementar. Cazul unui interval elementar, de genul acesta, nu va mai exista un fiu stânga și un dreapta, deoarece va reține niște informații. Cazul al doilea, este atunci când vom avea stânga mai mult decât dreapta. Intervalul reținut de un nod va fi în acest caz împărțit între subarborele, între fiul stânga și fiul dreapta. Astfel încât cele două intervale, reținute de fiul stânga și fiul dreapta, să fie disjuncte și aproximativ legate. Se va stabili mijlocul intervalului stânga-dreapta. Fiul stânga va reține intervalul de la stânga până la mijloc. Iar fiul dreapta va reține intervalul de la mijloc plus până, până la dreapta. Intervalul de la stânga la dreapta poate denumirea de interval standard asociat unui nod. Vom lua acum un exemplu pentru a ilustra modalitatea în care intuitiv se construiește un arbore de interval. Să efectuăm diferite operații pe subintervale ale unui interval de la 1 până la n. Pentru a exemplifica, vom lua n în cazul 3. Nodul rădăcină va reține intervalul, informații despre intervalul de la 1 la 3. După regula menționată anterior, vom stabili mijlocul intervalului pentru a stabili fiul stânga și fiul dreapta. Mijlocul este 7. Asta înseamnă că fiul stânga va reține intervalul de la 1 până la mijloc, la 7, iar fiul dreapta va reține intervalul de la 8 până la 3. Analog, vom proceda pentru fiecare dintre fii. Vom avea fiul stânga intervalul asociat de la 1 la 4 și fiul dreapta intervalul asociat de la 1 la 7. Numărul 4, la fel, de la 1
toate nodurile care nu sunt elementare. În acest caz, cum avea un integral elementar. După cum am menționat, arborele de intervale este un arbore din A echilibrat. De aceea, adâncimea unui arbore de intervale va fi fațințeagă din logaritmul baza 2 din N plus 1. Pe exemplu acesta, unde N este 13, cum avea logaritmul baza 2 din 13 plus 1, adică 4. Modalitatea de stocare a unui arbore de intervale va fi la fel ca la fizic. Pe primul nivel vom avea doar un element, pe al doilea două elemente, pe al treilea doi la două, până la doi la K elemente pe ultimul nivel. Maxim de la K elemente. Acest 2 la K va fi mai mic sau egal cu N. Deoarece numărul maxim de intervale elementare aflată pe ultimul nivel este egal cu N. Ceea ce înseamnă că asta înseamnă că va trebui să declarăm un vector pentru menținerea acestui arbore de intervale. Vector de 2 la x elemente. Acum acest 2 la x să fie relația egală în rândul iar fixul va fi minim pentru a optimiza memoria. Arbore de intervale se pot efectua în principiu două operații de bază. Actualizarea și interogarea. Va urmări modificarea unui interval AB într-un arbore de intervale de la C la G. Pentru a actualiza un interval din arbore, adică structura auxiliară asociată unui nod, va fi nevoie ca intervalul asociat nodului să fie cuprins în intervalul AB. În pseudocod, condiția va traduce dacă A este mai mic sau egal cu stânga și B este mai mare sau egal cu B. Atunci se va modifica structura auxiliară asociată nodului. În caz contrar,
va trebui să verificăm dacă fiul stânga sau fiul dreapta va conține elemente din intervalul pe care dorim să modificăm, din intervalul AB. Ceea ce înseamnă că, în caz contrar, vom verifica dacă mijlocul intervalului stânga-dreapta se va afla după A. Deci, stabilim mijlocul stânga plus dreapta supra 2, vom verifica dacă A va fi sumenit pe exact un mijloc. Și în acest caz vom actualiza fiul stânga. După cum am prefăcut la început, vom indexa arborele, vectorul care conține arborele de la 1, atunci fiul stânga se va afla în dreptă pe poziția 2 ori 9. Nodul reprezintă poziția curentă. Și atunci vom actualiza fiul stânga. Complexitatea acestor două operații este logaritmică și deci este adevărat că este posibil ca într-un mod să se facă apelul și către fiul din stânga și către fiul dreapta. Acest lucru, odată realizat, va aduce un cost suplimentar, însă fiul stânga și fiul dreapta la o nouă astfel de împărțire, nu va mai aduce un cost suplimentar, deoarece unul dintre intervale va fi întotdeauna inclus în intervalul AB. Deci, noi avem A și B
fixate, iar mijlocul, mijlocul intervalului la dreapta se poate afla înainte de a, în dreapta și de sau după a. Odată ce am împărțit intervalul și ne-am dus pe fiul stânga și pe fiul dreapta, la o nouă astfel de împărțire, unul dintre intervale va fi inclus în AB. Și de aceea, complexitatea acelor de intervale pentru actualizare și interogare va rămâne logaritmică. În practică, arborii de intervale sunt utilizați atât în problemele de geometrie, cât și în probleme care necesită interogarea unor anumite intervale. Problemele clasice presupun actualizarea unui element și interogarea unui interval sau actualizarea unui interval și interogarea unui element. Însă, există și probleme care urmăresc actualizarea prin creșterea valorii tuturor elementelor dintr-un interval cu valoarea x și interogarea pe un interval a unei sume, a minimului, a maximului, a cele mai ridicări comun. Iar în alt caz, urmărește setarea, prin setarea tuturor elementelor dintr-un interval la x și, la fel, interogarea unui anumit interval în ceea ce privește minimul, maximul sau suma maximului. Complexitatea altelor de intervale este logaritmică, reprezintă un avantaj